Istoria citită pe o piatră de mormânt. Răposat au robul lui Dumnezeu și milostivul Ioan Radul, mare voievod și domn a toată țara Ungro-Valahiei și al părților dunărene, fiul marelui și prea bunului Radul voievod, în anul 7037, luna Ghenarie, 4 zile, rugul soarelui 7. În știre să vă fie vouă războaiele ce voiesc să vă spun, ceea ce am purtat eu. 1. Lupta cu agarienii. 2. La Glu. 3. La satul Ștefenii pe Neajlov. 4. La Clejani. 5. La Ciocănești. 6. La cetatea București. 7. La Târgoviște. 8. La râul Argeșel. 9. La satul Plata. 10. La Limănești pe Teleorman. 11. Și cel mai iute și cel mai vârtos din toate războaiele, la Grumaz, cu 7 sângeacuri. 12. La Nicopole. 13. La Șiștov. 14. Sub cetatea poenarilor, cu țăranii. 15. La Gherghița. 16. Iar la București. 17. La orașul Slatina. 18. La cetatea Bucureștilor cu Vladislav Vodă. 19. La Rucăr. 20. La Didrich. Atunci am fost dăruit de Dumnezeu cu împărăție și schiptru, m-au încins iar cu brâu și cu porfiră, și cu cunună m-au încoronat și cu cinste, bogăție și cu multă mărire de dar aducătoare, și cu mulțumirea oștirii fiind înconjurat, și multora am întins mâna de ajutorință, la toți am răspândit mila, iar acum zac într-un singur mormânt, singur, așteptând glasul Arhanghelului, cea mai de pe urmă trâmbiță, a toatei lumii înviere, a stihiilor premenire. Și rog pe cei ce Dumnezeu va voi să vină după noi să păstreze acest mic loc de odihnă și casa oaselor mele ca să fie neclintită. Misterele istoriei românilor. Episodul 2. Radu de la Fumați, domnitorul celor 20 de războaie. După un material scris de George Hodorogea. Istoria din cronici. Radu de la Fumați a urcat pe tronul țării românești de 4 ori între 1522 și 1529. Domnitorul muntean a fost căsătorit cu fiica lui Neagoe Basarab, unul dintre cei mai importanți voievozi pe care i-a avut de-a lungul timpului țara românească. Pentru a deveni conducătorul țării, Radu de la Fumați a dus mai multe bătălii cu Vladislav al III-lea, care era însă susținut de turci. Prima domnie a durat din decembrie 1522 până în aprilie 1523, când turcii au recâștigat tronul țării și l-au numit voievod pe Vladislav al III-lea. La sfârșitul anului, noul domn este înlăturat de pe tron de către boierii munteni, iar Radu de la Fumați profită de această situație și în luna ianuarie 1524 redevine domnitor al țării românești. Vladislav al III-lea nu a renunțat atât de ușor la conducerea țării, astfel că primește sprijin din partea boierilor craiovești, una dintre cele mai importante familii de boieri din țara românească. În luna aprilie a anului 1524, Radu de la Fumați pierde din nou tronul în favoarea lui Vladislav. Acesta din urmă nu a uitat de trădarea boierilor și avea să facă o mare greșeală, înlocuindu-l pe boierul Pârvu Craiovescu din funcția de ban, a doua ca importanță, prima fiind aceea de domnitor.
Puternica familie a craioveștilor nu a privit cu ochii buni mutarea săvârșită de Vladislav și a trecut de partea lui Radu de la Fumați. Având sprijinul boierilor, Radu de la Fumați reușește în luna septembrie a anului 1524 să îl învingă pe Vladislav al III-lea la Dridu, redobândind tronul țării. Pentru a avea parte de liniște, noul domnitor al țării românești ia decizia de a se supune turcilor. Astăzi, voievodul țării românești, ce a alungat pe cel pus de sultan, a venit și a sărutat mâna sultanului, spunând că recunoaște ca dreaptă suveranitatea lui și că voiește să fie tributarul lui, pentru care lucru a fost bine primit și s-a înapoiat cu bine, scrie istoricul Eudoxiu Hurmuzachi. Iar dacă din exterior nu mai existau presiuni, Radu de la Fumați nu a avut parte de pace, deoarece Vladislav nu a renunțat definitiv la conducerea țării și reușește să ocupe din nou tronul țării în luna aprilie 1525, însă nu pentru mult timp. În luna august, banul Pârvu îl ucide pe Vladislav, iar Radu de la Fumați redevine domnitor al țării românești. Această domnie este și ultima a lui Radu de la Fumați. Nuntă, gelozie, războaie, asasinat. La începutul anului 1526, Radu de la Fumați se căsătorește cu Ruxandra, fica lui Neagoe Basarab, devenind astfel rudă cu familia craioveștilor. Căsătoria cu Ruxandra îi aduce lui Radu un alt dușman, pe Ștefăniță, domnitorul Moldovei, și nepotul lui Ștefan cel Mare, care voia și el să o ia de soție pe aceeași Ruxandra. Astfel, între cei doi au avut loc trei bătălii, două câștigate de Ștefăniță și una de Radu de la Fumați. Voievodul țării românești ar fi putut avea o domnie lungă, dacă o parte dintre boieri nu deveneau nemulțumiți de influența tot mai mare pe care o căpăta familia craioveștilor. La începutul anului 1529, o grupare de boieri condusă de vornicul Neagoe și postelnicul Drăgan a organizat un complot împotriva lui Radu de la Fumați. Acesta a fost nevoit să fugă, însă a fost prins de boieri în apropiere de râmnicu Vâlcea, care l-au asasinat pe domnitor în interiorul bisericii de pe dealul Cetățuii, chiar sub ochii preotului. În aceeași zi fatidică de 2 ianuarie 1529, este omorât și Vlad, fiul lui Radu de la Fumați. Trupul neînsuflețit al voievodului muntean a fost îngropat la mănăstirea Curtea de Argeș. Pe placa sa de mormânt, fiind inscripționat un mesaj cu toate cele 20 de bătălii purtate. Radu de la Fumați, deși nu se vorbește foarte mult despre el în cărțile de istorie, a fost unul dintre domnitorii importanți ai țării românești. Datorită lui, țara nu a devenit pașalăc turcesc, a precizat istoricul Ilie Gliga. Prin luptele sale susținute împotriva turcilor, Radu a izbutit să împiedice planurile sultanului Soliman Magnificul și să îl silească să se răzgândească. Astfel, țara românească nu a fost ocupată și transformată în pașalâc. Și-a început domnia cu o victorie asupra lui Mehmed Beg, român turcit, poftitor la tronul țării românești și susținut de înalta poartă. De unde porecla de la Fumați? Supranumele de la Fumați a primit-o pentru că avea o moșie în localitatea Afumați, județul Ilfov. Pentru a-l deosebi de alții voievozi cu numele de Radu, el a mai avut și alte supranume. Astfel, în timpul vieții, i s-a zis Radu Voievod cel Nou și Radu Vodă cel Tânăr, iar după moarte i s-a mai spus și Radu cel Viteaz, ca dovadă a vitejiei fără seamăn
demonstrată în stăvilirea amenințării otomane. În documente se intitula Io Radu Voievod, fiul marelui și preabunului Radu Voievod. După marele domnitor moldovean Ștefan cel Mare, Radu de la Afumați este cel de-al doilea într-un clasament al războaielor purtate, în număr de 20. După unii istorici, care adaugă și luptele cu sângeacurile tătărești și otomane, numărul de lupte purtate ajunge de fapt la 29. Cert este faptul că nu a fost înfrânt definitiv în niciuna dintre lupte. Deși domnia i-a fost scurtă, se poate număra cu ușurință printre marii voievozi ai neamului, domnitor care a păstrat independența țării cu sabia în mână. Legendă și adevăr. Tunelul de sub Olt. Documentele vremii ne aduc informația că, prevăzător, Radu ordonase săparea unui tunel ce făcea legătura dintre biserica de pe dealul Cetățuii, de la Râmnic, și satul Fedeleșoiu, tunel ce trecea pe sub râul Olt. Și astăzi, în curtea bisericii, se poate vedea intrarea în tunel. Se naște întrebarea de ce nu a scăpat Radu de la Afumați, folosind acel tunel. Radu venise la Râmnic, încercând să scape de boierii trădători, tocmai fiindcă dorea să folosească tunelul, dar se pare că o surpare făcuse inutilizabil tunelul. Tunelul de la Râmnic a dat naștere multor legende. Este greu să discernem astăzi care este sâmburele de adevăr. Însă, la Râmnicu Vâlcea, în biserica de la Cetățuie, se păstrează și astăzi o carte de rugăciuni stropită de sângele domnitorului ucis în altar, mărturie a destinului tragic al unuia dintre marii noștri domnitori. Destin tragic continuat și azi, prin ignorarea vasitotală a vieții și faptelor domnitorului, supranumit Radu de la Afumați. Ați vizionat un documentar realizat după un material scris de George Hodorogea.